Nici mie nu-mi convine ce se întâmplă acolo. Vreau să subliniez că această investiție nu este a Consiliului Județean. Asta nu înseamnă că eu trebuie să arăt cu degetul, bă, știi, nu e investiția Consiliului Județean, nu e treaba mea, nu mă interesează. Nu pot fi indiferent, nu pot fi indiferent ca președinte de Consiliul Județean. Ăsta este motivul pentru care nu vă ascund că am avut nenumărate discuții cu constructorul. Ce vă spun? Am avut nenumărate discuții cu reprezentanții Ministerului Transporturilor, cu cei care se ocupă efectiv de această investiție. Numai târziu de săptămâna trecută, joi, am fost la Ministerul Transporturilor și am avut o discuție cu directorul unității de implementare, dar și cu directorul NAIR-ului în legătură cu această investiție. Vineri am avut, după discuțiile pe care le-am avut la Ministerul Transportului, vineri am avut o discuție cu constructorul. Sigur că mi-am exprimat nemulțumirea și am spus că am fost pe atâtea șantiere și Consiliul Județean are investiții în implementare. Sigur, sunt unele întârziate. Sunt unele pe care sau pentru care ne judecăm cu constructorii, dar nu avem un drum județean care să creeze un disconfort atât de mare așa cum creează acest tronson de drum național. Și am spus-o și constructorului, am fost pe atâtea șantiere, n-am văzut o investiție mai slabă ca asta, mai întârziată ca asta, o investiție mai greu care să de creeze realizat, dacă vreți. Disconfort, o investiție care să dureze atât de mult, pentru că e un drum de câmpie, nu este un drum care de multe, să necesite lucrări exact. De anvergură, consolidări de maluri și așa mai departe, taluzări și așa mai departe. Și am spus, zic, nu vă supărați pe mine. Doamne, nu vreau să ajung în situația în care să fiu ponegrit de oameni, pe bună dreptate, din cauza dumneavoastră. Nu cred că ați avut vreo problemă legată de Consiliul Județean și președintele Consiliului Județean nu v-a dat tot concursul în a rezolva acele probleme. Dar nu vreau ca președintele Consiliului Județean, indiferent cum îl cheamă, colegii din Consiliul Județean, județul ăsta, sau instituțiile din județul ăsta să fie ponegrite sau reprezentanții județului să fie ponegriți pentru faptul că nu vă faceți datoria. Din ultimele discuții pe care am avut cu constructorul și asta s-a întâmplat vinerea trecută, au promis că până la data de 31, eu vă spun ce vi s-a transmis, de către constructori și de către cei de la ACNAIR, pentru că același angajament și l-a luat și la discuțiile pe care le-a avut săptămâna trecută, că până la data de 31 august va fi terminat primul strat de asfalt până la Alexandria.